Capitolul 12. Maria îi toarnă mir pe picioare. Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta sluja, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Isus și a șters picioarele cu părul ei. Și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Isus a zis, las o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Isus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Isus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Isus. Intrarea lui Isus în Ierusalim. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: o Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Isus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris. Nu te teme, fica Sionului. Iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar, după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei, Vedeți că nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după el. Isus vorbește de moartea sa. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se, se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Isus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. Drept răspuns, Isus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: Un înger a vorbit cu el. Isus a răspuns: Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Norodul i-a răspuns: Noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în viață. Cum dar zici tu că Fiul Omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest fiu al omului? Isus le-a zis: Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunerecul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Necredința iudeilor. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el, ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Iar Isus a strigat: Cine crede în mine, nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va o sândi în ziua de apoi. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca lui este viața veșnică. De aceea, lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus tatăl.